Hei, dragilor, bună seara, bună seara și bine v-am regăsit! Astăzi, într-o nouă formulă, vorbim despre karmă și destin, precum și alte noțiuni asemănătoare cu Carmina Har, scriitor, terapeut holistic și facilitator de constelații familiale, adică de analiza arborelui genealogic, dar mai multe ne spune Carmina. Și în primul rând, bună seara, draga mea, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația de a ne vorbi astăzi și de a împărtăși din cunoștințele tale vaste și a pătrunde așa într-o lume nouă, să spunem așa. Eu o să distribui acest live și bineînțeles că o să-i rog și pe cei care ne urmăresc să fac acest lucru pentru ca aceste informații importante și valoroase să ajungă la cât mai multă lume. Bună seara, draga mea! Bună seara, draga mea Nadia! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă simt onorată. Într-adevăr, în seara asta o să avem un subiect extrem de interesant pentru oameni, pentru că aceste informații, într-adevăr, le pot schimba viața. Într-adevăr, de foarte multe ori am mai auzit, da? Că destinul îți este scris. Oare chiar Exact. așa este? Destinul este un cuvânt, hai să spunem, controversat. Destinul, da, este scris, destinul este bătut în cui cât timp ești pe karma. Și cum 90% din Pitera sunt pe karma, da, au un destin prestabilit. Nu au absolut puterii de decizie. Dar în momentul în care te uiți în arborele genealogic și faci pace cu străbunii și li ceri binecuvântarea pentru a fi sănătos, fericit și pentru a-i depăși economic și social, în momentul acela poți să te numești co-creator, adică creatorul vieții tale, pentru că ai primit binecuvântarea de la ei. După care lucrezi pe plan fizic cu mintea și cu vindecarea copilului interior în cazul în care ai blocaje energetice. Pentru că noi urmărim să fim un flux continuu de energie. Noi suntem energie în proporții din 99,99% și dacă avem blocaje în arborele genealogic, adică nu suntem conectați cu strămoșii noștri, avem blocaje din copilărie și avem blocaje mentale, categoric visurile noastre nu au puterii de materializare pentru că undeva sunt scurgeri de energie. Așa că responsabilitatea noastră este să ne trezim și să vedem unde sunt aceste scurgeri de energie. Și bineînțeles că recomandă fiecare suit de sus în jos, adică ce are în creier, ce a avut în copilărie și apoi în arbori sau de jos în sus. Te uiți în arborile genealogic la strămoșii tăi să vezi ce blocaje energetice sunt acolo, copilul interior și minte. Eu cum vrei, că oricum suntem un întreg și toate trei piese sunt importante, corp, Dar, minte și suflet. Carmina, te întrerup. De unde știu eu, da? Poate nu mi-am cunoscut bunicii, da? Sau poate în familie nu s-a discutat despre părinți sau au fost anumite lucruri, că în fiecare familie știți că sunt anumite lucruri nespuse, da? De unde știu eu despre arborele meu? Să spunem așa, că sunt persoane care spun, eu nu-mi cunosc străbunicul sau străbunica, dar în momentul în care te conectezi cu ei și le pronunți numele, este suficient să-i spui că te văd și te recunosc, tu ești străbunica mea, îți vine străbunica ta din sânge. Este mai puțin important dacă străbunicul a mai avut 10 soții. Cea la care te referi tu și faci afirmația este cea din ADN-ul tău și îți vine ca și conexiuni spiritul ei. Deci să nu avem nicio grijă când ne vine o altă străbunică care să ne dea binecuvântarea. Pentru că noi suntem suma arborului genealogic și suntem conectați, avem toate memoriile, tot ceea ce au trăit este conservat în noi, cum s-ar spune. Și ca să fim noi autentici, automat trebuie să ieșim din această ghilimele karma sau aceste informații pe care noi le-am preluat pe pilot automat din nașterii. Dar cum le luăm aceste? Deci spui că luăm pe pilot automat, Din adică noi creier, le putem modifica. din corp în corp, deci mama m-a născut pe mine, mama ei a născut-o pe mama mea, din creier în creier, din corp în corp, se preiau toate informațiile.
Am înțeles. Simplu, foarte simplu, dar pare complicat. Complicat, da, exact. Mi se pare destul de complicat. Deja lumea ne salută. Suntem genealogic, nu suntem doar o bucățică din arborele genealogic, suntem suma. Asta înseamnă că poate fi dramatic și benefic. Dramatic dacă ei au trăit foarte multe nenorociri și benefic dacă ei au trăit foarte multe lucruri, pentru că noi preluăm exact ceea ce ei au trăit. Și eu le numesc noduri energetice, acele trăiri negativi, în ghilimele, pe care noi trebuie să ne uităm către ele și să le dizolvăm în iubire ca să poată să curgă energia la noi. Pentru că noi, în momentul în care terminăm cu karma, intrăm pe dharma. Pentru că strămoșii noștri nu au avut doar lucruri negative, au avut și lucruri pozitive. Dar mai întâi trebuie să ne uităm și să ne cerem binecuvântarea de la ei ca să putem beneficia și de lucrurile pozitive pe care le avem în arbore. Și în primul rând avem nevoie de energia lor din arbore, pentru că ei sunt mai mari decât noi și în momentul în care noi avem visuri, avem putere de materializare. Dacă noi suntem rupți de la rădăcina noastră, normal că simțim că mergem cu frâna trasă. Muncim foarte mult sau femeile se duc pe rolul masculin, asta pentru că ele nu sunt conectate cu arborele masculin. Dacă ar fi conectate, ele pot materializa ușor din energie masculină, pur și simplu visurile să devină realitate mult mai ușor, fără efort. Poate cei care ne urmăresc se întreabă, ok, dar în ziua de astăzi, da, este, să spunem, un trend așa în care femeile se descurce singure, da? Să fie, cum ai spus tu, da? Intră pe partea de masculin, ceea ce consider că nu este chiar ok. Este și nu este bine, depinde cum o iei. Nu este bine pentru că tu ca și femeie, dacă te-ai dus pe rolul masculin, o să simți mereu o oboseală continuă și nu o să fii niciodată fericită. Fericit ești doar dacă ești în energia ta feminină. Dar pentru că în arbore mama și cu străbunica și cu străstrăbunica au fost foarte bărbătoase și masculine, poate exista o mare fidelitate în care tu simți că li trădezi dacă te duci pe energia ta feminină. De aceea este esențial să ceri binecuvântarea străbunilor, dar te duci pe energia ta feminină și să le fii fidelă altfel, fiind fericită și trăind destinul tău. În acest fel, el îi se vindecă. Deci prin tine mama, bunica și străbunica se vindecă. Aici este miracol. Pot să vindeci pe cei din arborele. Da, prin tine ei se vindecă, da. De exemplu, femeile violate și abuzate, prin tine se vindecă. Exclusa din arbore, prin tine se vindecă în cazul în care faci plată karmică pentru ea. Și o introduci în sistemul familial și în momentul ăla arborele tău este în lumină. Că de fapt, cine ar fi exclusa pentru cei care ne urmăresc? Pentru că acum am în momentul când auzi acest lucru, te întrebi cine o fi. De exemplu, dacă tații sau bunicii au avut amante sau iubitii pe care nu au vrut să le recunoască și mai grav, acele iubitii sau amante au avut copii pe care ei nu au vrut să îi recunoască, să face plată karmică. Deci, practic, cine face acea plată karmică? Copilul sau nepotul sau stranepotul. Am înțeles. Adică totul se plătește, cum se spune? Da, cam așa vine, da. Dar să plătești pentru că copilul sau nepotul judecă bunicul sau tata și în momentul ăla intră pe destinul tatălui sau a bunicului și normal că face plată karmică pentru amanta sau exclusa, pentru că noi ca și copii ne ducem pe energii foarte mari. Că dacă noi am rămâne pe rolul nostru de copil, nu am preluat aceste datorii karmice. Dar noi alunecăm cel mai probabil în copilărie, în primii 7 ani. În general, cum adică alunecăm? Păi alunecăm, de exemplu, dacă fetița la 5 ani îi spune tatălui, mi-ar place foarte mult să am un soț ca tine. Tatăl se duce pe rol de soț, i-a uitat ce a spus când avea 5 ani și energiile au rămas încurcate și din fidelitate pentru tatăl ei s-a dus pe destinul lui. Da, dar poate, de exemplu, eu ca și adult, da? Am uitat, cum ai spus tu, am uitat ceea ce am spus eu la 5 ani. A fost în mod conștient ceea ce am spus, că mi-ar place, poate din iubire pentru tatăl meu sau poate în acel moment așa consideram, eram în viziunea mea de copil, nu conștient.
am spus acest lucru. Noi, majoritatea, suntem inconștienți, în proporție de 90%, alunecăm pe karma într-un mod inconștient și putem ieși doar conștient. Fără trezire nu se poate, nu poți ieși de pe karma, pentru că noi am alunecat inconștient. Asta înseamnă că nu ești conștient de sine, nu știi că ești creator sau chiar Dumnezeu în manifestare, aluneci. Aluneci și acolo rămâi până te trezești. În general, oamenii se trezesc când nu le merge bine într-un domeniu, financiar, sănătate sau relații. Atunci aș pune un semn de întrebare, că își dau seama că ceva nu este în regulă. Și atunci se produce trezirea dacă suferința este foarte mare. Fiecare caută o rezolvare și rezolvări sunt pentru că divinitatea ne spune că ne-a lăsat toate uneltele necesare. Cum ne trezim? Pentru că știu că noi am discutat ce înseamnă, de exemplu, femeie trează și femeie care este adormită. Femeia adormită, în primul rând, este pe karma, deci viața ei este foarte grea. Dacă se întreabă de ce viața e foarte grea, clar a intrat pe karma. Cel mai probabil poate a judecat-o pe mama sau pe tata sau din prea mare iubire pentru mama s-a dus pe karma din neam. Ce înseamnă să fii trează? Înseamnă să fii conștientă de cuvintele pe care le spui. Putem fi treze tot timpul? Adică cred că acest lucru nu se poate spune doar despre femei, ci și despre bărbați. Că toți suntem spirite dincolo de corp. Nu putem fi 100% pentru că suntem în corp și în minte, dar putem păstra o proporție de, eu știu, 50-70%. Într-adevăr, nu se poate tot timpul, pentru că ca să fii prezent 100% înseamnă să fii în afara corpului și a minții. Asta înseamnă că ești mort, că spiritul a ieșit. Aici este, cum să zic, este un pic dificil în realitatea umană și cu corp și cu minte, dar cum e, te joci jocuri umane, facem aici o grămadă de jocuri umane, dar dacă vedem că am luat o pistiuă, înseamnă că am deraiat și atunci ne trezim, hopa, ce am făcut, cum am creat asta, mă trezesc și repar conștient ceea ce inconștient am creat. Pentru că există foarte multe hipnoze în care suntem noi oameni, este hipnoza de karma, când ești hipnotizat nu știi ce faci și cum faci, doar faci pe pilot autopan, după care există hipnoza de masă și după care mai există și alte hipnoze TV și alte nebunii. Practic oamenii sunt într-o hipnoză în care este o mare binecuvântare și o bucurie dacă ai reușit să te trezești, să sapi și să dai deoparte aceste straturi foarte, foarte groase. Carmina, ne putem trezi singuri sau avem nevoie de ajutor? Ne putem trezi singuri, dar să te trezești singur e foarte dureros, că înseamnă că îți dă karma peste ochi prea tare și atunci te doare atât de tare încât te-ai trezit. Eu am scris cărți tocmai ca oamenii să se trezească ușor, să nu treacă prin etapa de hipnoză foarte dureroasă ca să trezească și m-am gândit că cărțile sunt o unealtă foarte ieftină și foarte accesibilă pentru fiecare ca să trezească fără durere și fără suferință și să iese pe karma la fel, fără durere și suferință, prin conștientizare. Acum, ce ai recomandat tu și unde le putem găsi? Eu recomand cartea mea de debut, Dumnezeul din tine, cine ești tu, să găsesc la editura Coresi. Și la editura din America și la editura din Spania, dar pentru publicul din România, la editura Coresi, ele se găsesc pentru cei din străinătate pe Amazon sau pur și simplu intră pe pagina de Facebook Librăria Coresi și acolo este cineva care o să răspundă cu siguranță. Am înțeles. Bineînțeles că o să te rog la final să pun un link. Da, cu unde o să găsim această carte pentru a veni în ajutorul celor care ne urmăresc acum sau ne vor urmări. Da, și mai am 3 cărți în lucru care trebuie să apară anul ăsta. Una dintre ele se numește Reprogramarea minții, o carte despre constelații familiale și imediat mai un parcă așa și încă o carte Tu ești Dumnezeu, de ce merge atât de bine în viață. Toate trebuie să apară anul acesta și la sfârșitul anului o să dau și cursul cum să scriu o carte la publicat, pentru că vreau să fac manual. Manual, da. Am spus bine. Super.
Ești un om foarte, foarte activ, chiar dacă în momentul de față ar trebui să spunem că tu nu locuiești în România, ci ești în Irlanda. Da. Dar se pare că se pot, cum să spun eu, lega și crea legături indiferent în ce colț al lumii ești. Exact, exact. Acest Facebook sau, mă rog, internetul este o unealtă foarte valoroasă care ne unește, cel puțin eu nici nu simt distanța. Simt că sunt acolo în cameră cu tine foarte, foarte aproape. Ce frumos! Ce exact. Frumos și într-adevăr, și într-adevăr plăcut. Bun, ne spuneai despre constelații. În momentul în care auzi constelații, te gândești la un cer, da? Un cer frumos până la urmă. Dar aici nu este vorba de stelele de pe cer și de constelații de acolo. Da. Este vorba despre arborele tău genealogic. Cine nu înțelege ce înseamnă arborele tău genealogic, este vorba despre mama ta, tatăl tău, bunicul tău, străbunicul tău, străstrăbunicul tău, aproximativ 9 generații sau 11 generații. Asta înseamnă, dacă faci un calcul, ca să dai seama câte amintiri porți în tine, mai bine nu calcula, cel mai bine este să faci dezlegări și rugăciuni și binecuvântări la fiecare ca să poți să-ți creezi propriul tău destin. Asta este. Acesta este contextul care am venit să mai. De ce este nevoie, ai spus, de binecuvântări și rugăciuni? Că poate, de exemplu, eu nu știu să fie probleme în arborele meu genealogic. Mi-ar plăcea să fie așa, dar gândește-te că toți am trecut prin primul război mondial și al doilea război mondial și acolo au fost foarte multe drame și nenorociri care nimeni nu le-a transformat, nimeni n-a reușit să facă pace cu criminalii și cu violatorii și acele energii din primele două generații, chiar dacă noi le-am uitat, le purtăm în noi, pentru că nimeni nu a făcut pace cu ei. Așa că vrem primele două generații, trei, categoric, nu cred că am scăpat de primul și al doilea război mondial. Nu mai ne uităm după aia la părinți și la străbunici cum au trăit și ce vieți chinuite au avut, sau poate au fost fericiți, sau poate au avut pierderi financiare pentru că statul, comuniștii le-au furat casa. Acolo sunt niște blocaje care, din fidelitate pentru ei, tu poți fi tot timpul la limită și nu știi de ce ai pierderi financiare, pentru că, evident, faci o plată karmică. Și ca să încheie această plată karmică, ai nevoie de binecuvântarea strămoșului care a făcut această datorie sau acest nod energetic. Super! Da. Super! Uite că aflu foarte multe noutăți și bineînțeles că îi rog pe cei care ne urmăresc, dacă au întrebări, să le pună în comentarii, pentru că bineînțeles că eu o să ți le adresez și cu siguranță vom primi și răspunsul de la ele. Bun. Deci, așadar, până la urmă, karma și destinul, care ar fi diferența clară între ele? Diferența este foarte mare. Karma este grea. Îți merge foarte greu în viață, deci nu ești happy, nu ești fericit într-un anumit aspect al vieții tale. Iar co-creator înseamnă că ești pe direcția cea bună. Dacă vezi că creezi prost, înseamnă că ai niște convingeri limitative în creier sau înseamnă că ai un copil interior care este rănit și care așteaptă atenție din partea ta. În momentul când ești co-creator, ești responsabil de viața ta. Deci nu mai poți să dai vina nici pe strămoși, nici pe karma, nici pe creier, nici pe Dumnezeu din exterior, pentru că El este doar în interior. Și atunci înseamnă că ești doar un co-creator, un creator care creează dureros. Și dacă vrem să creăm frumos, ne uităm ce părți din noi creează ceea ce nu ne place. Asta înseamnă o muncă cu tine, asta înseamnă să te cunoști pe tine foarte, foarte bine. Deci să-ți cunoști creierul, ce gândești, ce convingere ai, să-ți cunoști copilul interior, să faci cunoștință cu el până să te asiguri că el este în regulă și vindecat, după care să vezi și rădăcina ta, dacă strămoșii tăi sunt în liniște sau au fost traumatizați, ca să pui un pic iubire acolo la energiile pe care ele au fost create și care așteaptă de la tine să le transformi, să le pui iubire. Nimic altceva, nici de cum să le experimentezi, doar să le transformi. Ele sunt niște energii fantomă care au fost create și cumva trebuie să le decreezi numai cu iubire, altă, cum să zic, altă formă. Înseamnă
cu iubire? Adică ce trebuie să fac? În primul rând să vorbești cu energia care te urmărește. Acum depinde fiecare în ce situații se află. Sunt un milion de situații, de aceea când ești unul la unul vezi exact fiecare ce experimentează. Depinde ce te urmărește. Dacă te urmărește, de exemplu, energia respingerii, este clar că acolo este cineva care nu a fost recunoscut și acea energie, vorbești cu ea, te văd, te recunosc și tu începând de a faci parte din familie și atunci să liniștești, iese ca și cum iese din tine, ai pus, este lumină în arbore și nu mai trage nimeni de tine, să te uiți cu iubire ca să transformi. Depinde fiecare ce experimentează în viață, pentru că noi venim aici cu un contract și contractul este să vindecăm arborele nostru. Pentru că se spune că copac sănătos, copac luminos, fruct sănătos și eu sunt fructul. Copac bolnav, fruct bolnav. Dacă ceva nu este ok la mine, mă uit un pic la copacul meu, cine este acolo în regulă, ce energie vrea de la mine iubire. Și vreau să precizez, indiferent cât de dureroase sunt aceste energii, pentru că o persoană îmi spunea că aude prin casă fel de fel de trosnete. Da, sunt niște spirite care sunt îndurerate, dar ele vin la tine pentru că au văzut lumină. Au văzut că în sfârșit poate cineva le vede și le transformă în iubire. Atâta vor. Deci nu este cazul să ne speriem, pentru că ele nu vin la noi să ne facă rău. Vin doar să le vedem și să le transformăm în iubire. Și putem asta dacă folosim mantra I am God, da? Te duci pe o frecvență superioară și atunci când tu te-ai dus pe o frecvență superioară cu Dumnezeul din tine, poți transforma aceste energii. Asta este foarte important. De pe ce frecvență ești? Pentru că dacă ești pe o frecvență inferioară, de exemplu a religiei, în care promovează de acolo energia, spiritul acela supărat vine direct în tine și e te mănâncă. Știi cum e te mănâncă? Ca să nu te mănânci, tu trebuie să fii pe o frecvență superioară și pe deasupra să o transformi și în iubire. Pentru că ai puterea, Dumnezeu este în tine, nu este în afară. Cum ajungi la o frecvență superioară? Ce înseamnă frecvență superioară? Cum ajungi tu la o frecvență superioară? La frecvență superioară, în primul rând, prin conștientizare. Conștientizezi că nu ești un corp și o minte, ele sunt doar niște instrumente pe care le-ai împrumutat în viața asta. Ele vor rămâne aici în momentul în care tu ți-ai încheiat misiunea și contractul care le-ai avut și spiritul tău, care probabil are vreo 30-40 de grame, se duce în plan invizibil. Da, cățeluța ta face gălăgie și spune prezența, dar nu e problemă. Pentru că, apropo de animăluțe, animăluțele te ajută, fie că este pisică, fie că este cățel de companie, te ajută să-ți ridici energia? Da, din păcate, aș spune, pentru animăluții prea toată starea negativă a stăpânului și dacă au și o durere, o procesează și de aceea animăluții te trezești că sunt bolnavi, pentru că sunt bolnavesc cu starea negativă a stăpânului. Dar ele au un rol foarte important, de aceea și să spun că pisicile chiar vindecă, divinitatea lucrează prin ele și într-adevăr ele, nu, toate animăluțile, dar în special pisicile, da. Deci divinitatea lucrează prin animăluții, lucrează prin oameni, prin ce vrei tu, prin orice lucrează, prin orice formă, prin aer, prin vânt. Doar nu trebuie să fim deschiși să vedem. Nu? Categoric, da. Și trebuie să avem credință. Despre asta este vorba peste tot. Credință. Credință. În orice lucru, mai ales că se spune, da, crede și ți se va îndeplini. Și când ai un vis, se spune că transmite sau îl scrie în univers și automat, dacă tu ai credință, acel lucru va deveni realitate. Devine realitate și dacă nu avem scurgeri de energie, pentru că dacă avem scurgeri de energie din arbore sau din copilul interior sau la creier, știu acolo unde avem depresie, nu avem puterea de materializare. De aceea este necesar să ne vindecăm. Deci vindecarea este nu doar sănătate curată, ne ajută să fim sănătoși fizic, dar asta înseamnă că ai și puterea de materializare, înseamnă că energia este la tine. Deci nu să scurge printr-o boală și dacă tu ești bolnav, normal că nu ai puterea de materializare, pentru că există o scurgere de energie acolo.
Și prima dată trebuie să avem grijă să ne însănătoșim, să fim sănătoși și mental și fizic și cu arborii sănătoși și după aia tot înainte, cu tupeu înainte, cum s-ar spune, și cu încredere. Să fim co-creatori așa cum ne dorim. Apropo, și dacă sunt cazuri în care copiii, da, se nasc sau de mici au anumite boli, fie leucemie, fie boli grave. Și bineînțeles se spune în popor că plătesc, da? Poate, acum tu ne spui dacă este așa sau nu, din greșelile bunicilor sau părinților, da? De obicei sunt niște secrete în arbori. De exemplu, dacă în urmă cu 3-4 generații a fost o crimă și este secret, acea crimă, ca și fantomă energetică, este din 3-4 generații. Și atunci vine un strănepot ca să pună plus în balanță, pentru că este o carte de credit cu debite și credite. Și ca să pună plus, vine, de exemplu, cu leucemie, ca să repare acea crimă. Și din 3-4 generații, acea energie este ca fantomă energetică. Ideea este că dacă părinții, înainte de a face copii sau înainte de a se căsători, se uită în arborile genealogic și face pace cu criminalul din arbori. Îi cere binecuvântarea să fie fericit și sănătos, pentru că dacă nu era el așa cum este, nu erai tu, așa că ai nevoie de binecuvântarea lui și să transformi în iubirii, cum să zic, pur și simplu cineva din neam să facă pace cu el, atunci energia se transformă în iubire și nu mai apare ca fantomă energetică și nimeni nu mai trebuie să pună plus la balanță. Să repare acea faptă. Repar la infinit și oamenii. Și voiam să zic care este diferența dintre o mamă care are un astfel de copil și o mamă care este trează. O mamă care este trează înțelege care este lecția. Lecția este că a fost o energie din arbore pe care a trebuit să o transforme, a vindecat arborele și nu mai joacă rolul de dramă, nu joace rolul de victimă, pentru că ea și-a împlinit cu succes contractul karmic. Spre deosebire de o femeie care este în rolul de victimă, nu vrea să înțeleagă lecția din spate, karma a trăit-o, dar n-a învățat lecția și în viața următoare se va repeta cu aceeași experiență până înțelege de ce a venit copilul cu un plus. Să pună plus în balanță, până să va trezi, cu alte cuvinte. Și este dureros să ai o astfel de experiență și să nu te trezești. Eu zic cel mai bine să te trezești, pentru că ești în acceptare cu tine, vindeci și arborele prin tine și nu să mai duci niciodată acea energie pentru a fi, eu știu, văzută. Și energia zice, da, acum mă vezi? Nici atunci nu vede cu copil cu probleme. Ok, dar cum să ies ca să mă vezi? Exact, pentru că cineva m-a creat, eu sunt în tine și cumva trebuie să mă vezi. Și dacă nici așa... Este în genele mele, îmi curge prin vine, cum se spune. Exact. Exact. Cum? Altfel, cum să mă vezi? Ce să fac ca să mă vezi? E dureros în câte forme poate să apară așa o energie și noi să nu învățăm lecția. Cel mai dureros este că nu ți îndeplinești contractul karmic pentru care ai venit și te duci pe planul... Nu, că noi avem un contract karmic. Noi avem un contract. Deci noi când venim aici, noi venim cu niște treburi. Școala Pământului. Dar de ce nu știm despre acest contract? Pentru că uităm, în momentul nașterii, prin datorită durerii, noi intrăm într-o hipnoză. Deci când am intrat în corp și minte, am intrat pe o frecvență foarte, foarte joasă. Și intrând în hipnoză, noi uităm. Pur și simplu uităm. Și dacă cumva viața ne dă piste ochi în suferință, avem șanse să ne trezim. Hopa! Sau dacă facem deplasări în planul invizibil, așa cum am făcut eu, normal că te trezești, când te întorci înapoi, te trezești treaz. Nu mai cum să te trezești adormit odată ce... Te plimbi așa, colo și cu alții. Uh-huh. Tu deja vorbești de altă. Te plimbi printr-un plan, ajungi într-altul. Da, dar s-a produs trezirea și normal că nu ai cum să mai fii adormit, știi? Adică nu mai poți să adormi din nou. Și apropo de copii, cât de importante sunt numele, este numele copilului care îl primește la botez. Pentru că poate, de exemplu, unii primesc un nume pentru că este apropie un anumit sfânt pe care noi ortodoxi îl prăznuim.
sau poate pentru că așa este regula în familie, da? Așa se numea tata, bunicul și așa mai departe. Karma. Eu recomand, în primul rând, să nu se dea numele din familie, pentru că vreau o parte din karma persoanei care a avut acel nume și vreau ca virgul, copilul nostru, să aibă propriul lui destin. Da? Gândește-te că dacă îi dai numele tatălui tău și dacă tatăl tău să zicem că a fost călcat de tren, păi ce destin, ce karma îi dai acelui copil? Lasă-l fi copil să aibă propriul lui destin. Sau dacă ai făcut greșeala asta într-un mod inconștient, fă fraza și separă, pentru că tu ca și copil poți scoate de pe contractul karmic și pur și simplu îl duci pe rolul lui de copil. Și anume, o frază anume pe care, cu siguranță s-a întâmplat acest lucru, cred că este foarte frecvent întâlnit, în care părinții să fi dat un nume pentru că, sau mie, de exemplu, da, mi s-a dat un nume pentru că a fost atunci cu Nadia Comăneci în 76 și clar, foarte multe femei, foarte multe fete au primit acest nume, da? Nu aveam nimic, adică eu nu am avut niciun cuvânt de spus și ca în cazul meu sunt foarte multe, multe alte persoane. Ce pot să fac? Tata, de exemplu, sau tu spui că nu sunt eu, nu sunt Nadia Comăneci, eu sunt Nadia și nimic mai mult, a spus un hotar între destinul meu și destinul tău și te-ai scos conștient. Ideea este că avem nevoie, cum să zic, de aceste conștientizări și de aceste cuvinte conștiente. De câte conștient? Ori este necesar să spun acest lucru sau este o anumită perioadă? Depinde de fiecare. Eu recomand, eu știu, 40 de zile exact ca la biserică, pentru că dacă noi foarte mult am stat pe o energie karmică, ne ia un pic până ne acomodăm pe propriul nostru destin, ca atunci când te rup de o energie veche și vrei să fii ceva nou, până când și mintea trebuie să aibă alte gânduri, vorbele tale trebuie să fie alte vorbe, deci nu mai sunt alea care erau înainte. Și numai prin observare, prin autoobservare poți să faci aceste schimbări și conștient, deci conștientizarea este cheia. Prin conștientizare, eu nu sunt ea. Ok, așa te-ai adus. Pentru că părinții n-au știut într-un mod inconștient ce fac și tu conștient zici, eu nu sunt ea. Ok, te-ai scos de acolo. Nu, adică nu trebuie să facem nu știu ce nebunii sau mantri sau trebuie să facem nu știu ce școli ca să înțelegem lucrurile astea simple. Pur și simplu conștientizare. Super. Și pentru copiii noștri, mi-ai spus în cazul tău, deci dacă ești tu ca persoană invitată, da? Dar dacă este pentru copilul tău și nu ai știut, i-ai dat un nume care era al bunicului. Da, și este foarte important părinții să-și binecuvânteze copiii, pentru că în momentul în care părintele și-a binecuvântat copilul, el este pe rol mare și copilul este pe rol mic. Binecuvântarea o dau doar adulții, cei mari la cei mici, nu cei mici la cei mari. Pentru că dacă fac asta, dacă cei mici dau la cei mari, atunci intră pe karmă și intră pe destinul persoanei respective. Binecuvântarea. Eu cred că asta e cel mai important pentru un părinte, să-și binecuvânteze copiii, să fie fericiți și sănătoși. Asta ar trebui, ar fi necesar, cuvântul ăsta trebuie, nu prea îmi place mie, dacă nu este vorba de karma, și reatificar, chiar îi trebuie, adică dacă vrei să-ți fii bine, chiar trebuie să faci lucrurile astea conștient. Super. Și bineînțeles că cum putem să fim conștienți, adică mai mult timp, pentru că într-adevăr o mai luăm, cum se spune, pe arătură. Da, ne ia valul. Păi, cum putem fi conștienți? În primul rând să știm cine suntem noi. Noi suntem Dumnezeu în manifestare. El este în noi, nu este deasupra. Deci dacă de ce suntem El, pentru că este în mine. Și dacă este în mine, atunci cine sunt eu? Asta este prima conștientizare, cea mai importantă. Și apropo, de pe frecvența asta nu te atinge absolut niciun virus. Pentru că ești pe frecvență. În momentul în care ești conectat de divinitate și ești pe frecvență joasă, normal că vin virusul sau vrăjile sau blestemele direct în tine s-au dus pe frecvență joasă. Te-au mâncat, te-au păpat, cum s-ar spune. Dar dacă tu conștientizezi mereu că Dumnezeu este în tine, că tu ești El odată ce este în tine și dacă cumva n-ai încredere în tine, ai încredere în El și nu te lăsa pe ultimul loc, nu fă compromisuri, pentru că dacă tu faci compromisuri, calci pe El, călcând pe El, tu calci pe tine, dar de fapt calci pe Creatorul care te-a creat și
dacă tu ai călcat pielea, îți merge foarte, foarte prost, pentru că este legea divină, care este foarte simplă, dar oamenii nu știu să o încalcă adesea. Este pe locul 1 este Dumnezeu, pe locul 2 ești tu. Dacă Dumnezeu este în tine, automat ești una cu El. După care vine soțul, după care vine copiii, părinții, frații și prietenii. Ce bine, ce bine ai punctat acest lucru, pentru că într-adevăr noi ne adresăm femeilor în general și nu numai, dar în general am fost așa crescute, da? Prima dată e soțul, copiii sau invers și pe urmă noi. Ei, tu în acest moment mi-ai spus că în primul loc este Dumnezeu, bineînțeles, și pe urmă eu ca persoană, nu? Da, și de câte ori faci un compromis sau nu pui preț pe tine, de fapt calci pe Dumnezeul din tine și nu-ți merge bine. Deci ai călcat pe Creatorul care te-a creat, deci hotărăște-te. De fapt, când te respecti pe tine și când pui preț pe tine, de fapt pui preț pe Creatorul din tine, pentru că tu ești conștient de valoarea pe care o ai. Îl vezi pe Dumnezeu mare categoric, dacă ești și tu mare, n-ai cum să fii mic. Dacă ești conștient, preț pe tine. Ce înseamnă? În primul rând, pentru cei, de exemplu, care au joburi, dar să nu lucrezi ieftin. Să nu lucrezi la jumătate de preț. Asta înseamnă că nu ai valoare. De fapt, tu nu conștientizezi cine ești. Nu conștientizezi. Este, să spunem, un trend în care se fac tot felul de lucruri artizanale, creezi, da? Sunt foarte multe femei care creează sau fac diverse servicii, da? Sau diverse lucruri, și am mai auzit că se spune, dar cum să cer așa atât? Acolo poate că din arbori, dacă este karma mamei și mama nu a avut stimă de sine și nu a avut grijă de ea, automat tu ești același model, n-ai cum să fii mai mult decât ea, decât dacă ești conștientă să ieși de pe karma ei. După care este societatea, școala, religia, nu știu ce să zic, sunt foarte mulți factori. Avem nevoie de foarte multă muncă cu noi ca să lucrăm cu noi și să ne trezim. În primul rând, de asta am recomandat cartea Dumnezeul din tine, deși sunt și alte și următoarele cărți foarte importante, ca să conștientizezi cine ești. Și apoi, dacă tu spui că crezi în divinitate, atunci pune preț pe divinitate, pentru că divinitatea este în tine, nu-ți bate joc de ea și nu călca în picioare, pentru că nu-ți merge bine. Și asta se vede în realitatea ta, că nu ești conectată cu ea, că asta spun și arhanghelii, conectați-vă cu divinitatea, dar precis divinitatea, nu? Tu nu calci în picioare dacă știi cine ești, pui preț pe ea și, în primul rând, nu te exploatezi, ok? Nu exploatezi Dumnezeu din tine, că tu n-ai venit aici să-L exploatezi, nu L-ai adus în corp fizic și în minte ca să-ți bagi joc pe El. Pune un pic preț pe El sau mai celebrează la sfârșitul săptămânii sau, nu știu, mai bucură-te de viață ca să știe și el că, hei, mă vezi? Și asta este frecvența înaltă. Frecvența înaltă înseamnă bucurie și bunăstare. Noi, ca și umani, trăim și pe frecvență joasă. Este normal să avem dureri, suferințe, dar diferența dintre un om conștient și inconștient este că se ridică conștient de pe frecvență joasă. Nu stă foarte mult timp. Pentru că, suntem și umani, este firesc. În primul rând, noi aici suntem umani. Spiritual o să fim în planul invizibil, doar în spirit. Deocamdată suntem în alt fir. Într-adevăr, așa este. Trebuie să ne prețuim și să ne acceptăm în primul rând, nu? Să ne și acceptăm pe noi și să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară până la urmă. Nu știm, dar asta este una din lecțiile pe care le avem de învățat aici ca și umani. Să aflăm ce suntem și să prețuim viața și asta doar prin experiment. Deci noi experimentăm viața ca să ne înțelegem pe noi și să ne cunoaștem pe noi. Toate experiențele și-au rolul lor. Ele nu sunt la locul lor, pentru că creația este eternă și fără sfârșit. Deci spiritul tău are un scop la ceea ce experimentezi. Important este să te întrebi de ce experimentezi asta. Odată ce ai învățat lecția din spatele experienței, acea experiență iese din realitatea ta. Bineînțeles că vine următoarea. Suntem la pământ, deci în momentul în care noi am terminat cu experiențele, noi am plecat din planul ăsta.
Deci dacă se termină vreodată cu evoluția, nu, nu se termină, se termină odată cu plecarea ta. Dar diferența dintre un om conștient și dar nu avem unde să știm, da? Unde se oprește evoluția noastră? Se oprește acolo unde va știm, pentru că majoritatea ai să rămâi surprins, noi ne creăm dispariția și plecarea în planul invizibil. Nu există cineva din exterior, am și spus, care decide tu pleci mai devreme sau mai târziu. Oamenii au anumite convingeri și cuvinte pe care le zic și pleacă mai devreme, pentru că majoritatea la pensii, cel puțin în România, ei nu mai au niciun scop în viață și atunci Dumnezeu din tine spune, dacă tu nu ai nimic de făcut, înseamnă că ai terminat experiența. Deci ai decis într-un mod inconștient să pleci. Așa, dacă tu la pensii îți pui planuri foarte mari, atunci Dumnezeu din tine zice, oh, păi tu ai multe de făcut, trebuie să te țină în viață și în putere, că ai o grămadă de planuri. De aceea o altă carte de-a mea se numește Cum îți transform visurile în realitate, pentru că visurile îți prelungesc viața. Când creierul tău, visurile îți prelungesc viața și mă bucur că, uite, acesta este un îndemn până la urmă pentru încheierea noastră care se apropie, niciodată să nu încetăm, da, în a visa și avea noi proiecte. Cât timp visezi, înseamnă că ești conectat cu spiritul tău. Un om care nu visează este conectat de la Dumnezeul din el. Aici este foarte, foarte, foarte important. Într-adevăr, oamenii care, așa zici, realiști, mental, fiind deconectați de spiritul lor, nu-și permit să viseze, pentru că mintea nu visează, dar tu nu ești mintea ta. Mintea este doar un instrument. Mintea te minte, că de aia se numește minte. Tu ești în afara minții și a corpului. Deci tu ești spiritul tău care îți educă, îți educi și mintea și corpul. Și dacă vrei corp sănătos, îți spui creierul tău, eu sunt sănătate radiantă și el o să dea comenzi, ca tu să dă comenzi corecții la organele tale ca să funcționeze bine. Dar asta... Nu că eu mai notez până zici tu câte ceva, eu și notez. Dar este foarte bine că rămâne și înregistrarea, mă gândesc, nu? Da, și o să fie încărcată și pe YouTube și așadar rămâne tot ceea ce tu ne transmiți în această dupămasă, în această seară, rămâne pentru cei care ne urmăresc sau ne vor urmări. Mulțumim pentru aprecieri. Și apropo de asta, pentru că ai spus că drumul nostru cât este, de ce unii, da, ajung la o anumită vârstă și alții se duc din această lume poate mult mai devreme. Am multe răspunsuri aici. Poate și programarea din arbori pe care o ai de la părinți și străbunici și lipsa visurilor, pentru că dacă tu nu ai niciun scop în viață, atunci Dumnezeul din tine zice, nu mai ai nimic, adică făcut, el asta înțelege, el este debusolat dacă tu nu dai o direcție vieții tale. Și ok, cred că ai terminat. Sau mai grav, dacă spui că în timpul vieții, după ce îmi văd copiii la casa lor, pot să mor, deci o afirmație de asta inconștientă pe care tu o repeți, ai să vezi culmea că exact copiii sunt la casa lor, nu durează mai mult de o zi și ai plecat în planul ei. Această afirmație se aude de foarte multe ori sau spun, păi dacă ies la pensie nu mai am pentru ce mai trăi sau mai știu eu ce. Astea îți creează moartea foarte devreme. Deci tu fiind creator, dar de data asta ești un creator inconștient, de asta zic, moartea noi ne-o creăm. Să fim atenți la ce spunem zi de zi. Mare atenție, mare atenție. Adică tot ceea ce rostim, da, se transmite și automat ceea ce gândim, da, noi suntem suma tuturor gândurilor noastre, da, se spune acest lucru. Da. Să fim atenți la cuvintele pe care le spunem pe pilot automat, pentru că o frază dintre asta ascultează viața, pentru că Dumnezeu din tine zice, ok, măi, am înțeles, ai spus-o, da, două ori, de trei ori, păi, de 100 de ori. Ok, am înțeles. Da, poate unii spun așa pentru a fi, să spunem, stai și nu mai vorbi așa, că nu este adevărat, știi, pentru că nu are încredere. Da, păi creierul nu știe că tu minți sau nu minți, ci comandă îi dai, execută. Deci tu trebuie să fii
tot timpul la pilot, ok, sunt trează, ce-i spun eu creierului meu, ce-i spun alt, ce-i spun poemâni, el este neutru, în spirit ești neutru, nu există bine sau rău, lui indiferent că mor, că nu mor, dacă tu îi spui mor, ok, bine, oricum, dacă nu vrei să mor, indiferent ce faci, e bine pentru spirit, că nu-i minte, nu există dramă, suferință în Dumnezeu, e ok, dacă tu vrei să te arunci la etajul 7, este ok, este o experiență, neapărat vrei să vezi cum e asta, da, ok, n-ai decât... Pentru că noi oricum venim aici la infinit, poți vinde cel puțin 100.000 de ori, așa că cel mai ușor este să mori și cel mai dificil și traumatizant este să te naști. Dar de ce să plecăm prea devreme? Deci dacă ne-am luat viață în corp, înseamnă că am venit să experimentăm mai mult sau mai puțin, chiar e relativ, pentru spiritul tău. Nu contează ce decizi tu conștient sau inconștient, pentru el este perfect. Perfect, absolut e perfect tot. Perfecțiune. Uite. Și spune, da? Cred că poți să vezi și tu pe ecran, da? Ceea ce ne spun cei care ne urmăresc. Da, da. Ai grijă ce îți dorești, dar într-un mod conștient. Pentru că în momentul în care tu conștient repeți o anumită dorință, ea se materializează. Dacă nu se materializează, înseamnă că există părți în tine care ți sabotează. Și apoi te uiți un pic la creierul tău. Nu cumva ai o convingere limitativă, nu cumva ai un copil interior rănit care așteaptă să fie vindecat pentru că el te sabotează în materializarea visurilor. Dacă nu, uite-te mai adânc în arbore, nu cumva există acolo o fidelitate față de mama și față de tata. Și inconștient, noi ne uităm unde credem că ar fi blocajul, lucrăm pe partea aia și atunci se materializează. Dar avem nevoie observatul de conștientizare, să ne uităm adânc către noi. Super, super! Foarte multe informații și foarte valoroase și bineînțeles că cu siguranță ar mai fi de dezbătut doar pe anumite teme. Astăzi le-am făcut, să spunem așa, o introducere și cu siguranță dacă cei care ne urmăresc își doresc și au întrebări pentru tine, siguranță tu le vei răspunde ori într-un live viitor, ori poți să-ți se adreseze în privat și cu siguranță găsesc modalitatea prin care să discuți cu ei. Și bineînțeles că acum îți mulțumesc pentru toate aceste lucruri împărtășite astăzi cu noi și aș vrea un cuvânt de încheiere, știi cum spun fetele, cum spune Vasilica, prietena mea, totdeauna nu sunt pregătită pentru cuvântul de încheiere pentru că mi se pare că mai am foarte multe de spus. Cuvântul de încheiere, cum ai spus și noi, noi suntem Dumnezeu în manifestare, deci noi nu suntem o bucățică sau o, eu știu, o scânteie, cum aud adesea, aia înseamnă frecvența 5, dacă vrei să fii pe 7, I am God. Dacă vrei protecție în toate domeniile vieții, te ridici pe frecvența asta, I am God, și atunci ai să vezi că ești conectat cu geniul din tine și cu genialitatea și cu mintea universală. Și atunci asta este tot ce contează, să-ți aduci aminte cine ești. Asta este cuvântul din încheiere. Mereu să te antrenezi cine sunt eu, cine sunt eu și nu uita. Nu uita cine ești. Super, super. Carmina, îți mulțumim. Deci așadar, dragilor, fiecare dintre noi creează tabloul vieții sale în culorile propriilor alegeri și nu uitați să zâmbiți, să răspândiți dragoste, pace, bucurii și frumos. Vă mulțumim pentru că în această seară ați fost alături de noi. Îți mulțumim, Carmina, pentru tot ceea ce ai împărtășit și bineînțeles că așteptăm în comentarii link-urile unde găsim cărțile despre care tu ne-ai vorbit și bineînțeles că te așteptăm cu alte informații ori de câte ori tu simți că ai de împărtășit. Dragilor, vă pupăm, o săptămână binecuvântată și tot ceea ce vă doriți, sărbători cu bucurie!